Reprezentanții ai APIA și Direcției Agricole Dâmbovița au fost prezenți în comuna Malucu Flori pentru a discuta cu fermierii noile oportunități de obținere a fondurilor suplimentare prin programele Uniunii Europene. Întâlnirea a avut loc la căminul cultural din localitate, iar deținătorii de terenuri și animale nu prea s-au înghesuit la această întrevedere. Printre altele, s-a discutat punctual cum pot fermierii să acceseze fonduri pe diverse capitole de finanțare. Elena Ivana, consilier APIA, a vorbit despre fondurile alocate pentru înființarea de păduri și perdele forestiere de protecție. Beneficiarii schemei de ajutor de stat, care doresc împădurirea de terenuri, proprietatea statului sau unităților administrativ-teritoriale, beneficiază numai de sprijinul acordat în baza primei 1. Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile. Valoarea maximă a sprijinului public pentru proiect acordat în baza schemei este de 7 milioane de euro. Suprafețele terenurilor propuse spre împădurire trebuie să fie de cel puțin un hectar pentru trupurile de pădure și de cel puțin 0,5 hectare pentru perderele forestiere de protecție. Terenurile din categoria pajiștilor naturale permanente, cu excepția celor afectate conform proiectului tehnic de împădurire, de fenomene de degradare a solului, precum și terenurile agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agromediu și climă, măsura 10 și agricultură ecologică, măsura 11, nu sunt eligibile pentru sprijin. Adică ce presupune asta? Dacă faceți proiectul de împădurire, nu puteți accesa măsurile 10. Cu agricultură ecologică și agromediu și climă. Cineva are de 2 hectare, vrea să facă treaba asta. Vine la APIA, face o cerere, APIA se deplasează în teren, măsoară, confirmă și eliberează un certificat de conformitate, se numește. Certificat, cu certificatul ăsta se duce la un proiectant cu care stabilește pașii ce trebuie urmați în continuare. Proiectantul ia aviz de la garda forestieră, la direcția agricolă terenul trebuie trecut din teren arabil în teren non-agricol. După ce s-a făcut tot proiectul ăsta, se apucă de lucrare. În proiect, bineînțeles, se va prevedea cât costă puieții, de unde se iau puieții, cine face lucrarea. Toate aceste sume se vor deconta după ce se termină întreaga lucrare. În discuție au fost aduse și modalitățile de obținere a plăților compensatorii pentru îngrijirea și întreținerea pajiștilor. Plățile se pot cumula pe acea suprafață agricolă, parcele agricole, cu plățile acordate prin pachetul 1. Pachetul 1. Pajiști cu înaltă valoare națională. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă. Utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul la maxim 40 de kg la hectar UVM. UVM fiind o vacă sau, mă rog, unitate vită mare. Cositul poate începe doar după data de 1 iulie pentru terenurile situate în UAT-ul cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 de metri sau după data de 15 iunie pentru terenurile situate în UAT-uri, adică localități cu altitudini medii mai mici de 600 de metri. Și trebuie efectuate cel puțin până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent. Ce înseamnă asta? Dacă nu aveți ce înseamnă pajiști cu înaltă valoare, v-am citit, și un UVM. Trebuie să aveți o unitate vită mare pentru un hectar de suprafață sau dacă nu, până 15 octombrie trebuie să veniți să completați o declarație cu încă depozitați fânul. Un alt subiect a fost înființarea de culturi de plante medicinale și pentru acestea există fonduri europene. Această măsură 11, agricultura ecologică, a început să, an de an, să ia amploare
și să fie interesantă. La dumneavoastră, cred că numai pachetul 3, 5 și 6 s-ar preta, adică la livezi, că bănuiesc că aici stați mai bine, plante medicinale nu prea s-au mișcat în zonă, dar în zonele astea, de altitudinea dumneavoastră, cel puțin în Ardeal, s-au dezvoltat extraordinar, nu mai există petecuți. Și la plante medicinale sunt 365 de euro pe hectar, care reprezintă un bonus pentru faptul că dumneavoastră ați accesat această măsură. Pentru dezvoltarea agricolă a zonei s-a pus accentul pe înființarea de asociații sau cooperative agricole. Prin acestea, fermierii pot accesa mai ușor fonduri europene, iar producția obținută poate fi comercializată la prețuri avantajoase. Despre acestea le-a vorbit celor prezenți directorul APIA Dâmbovița, Constantin Matei. Pot să vă spun un lucru foarte bun la Puteni. Putenii au făcut o asociație, la unul mai mare, la unul mai mic, s-au înțeles ei. Sunt 200, aproape 300 de hectare. Da, au teren mai mult, dar trebuie și cetățenii să se unească. Păi și acolo au fost reticenți. Tot așa, până a găsit unul care, hai mă, să începem și încet, încet, a reușit. Uite, au accesat, erau bucuroși, le-a intrat 2 miliarde. Și-a luat primăria banii și ei întrețin acolo. Nu știu, e păcat, pe cuvântul meu că e păcat. Încercări timide de înființare a unei cooperative agricole s-au realizat și în comuna Malu cu Flori, însă oamenii au fost reticenți să intre într-o astfel de asociere. În momentul când, să zicem, această cooperativă vor veni deținătorii de animale să înscrie în cooperativă, o să zică, păi de ce să ia ăia bani? Care sunt procedele, închiriere sau concesiune a acestor izlazuri comunale? În general s-a dat pe închiriere, pe arendă, cum o numiți. Dar, dumneavoastră, acum, dacă ați făcut cooperativa, nu vă mai uitați la bârfă. Urmați pașii legali. Ăia cât sunteți, băgați-vă terenuri, animale, în cooperativă, faceți cerere la primărie că vreți pășune și în cel mai rău caz primăria va fi obligată să vă dea proporțional câte animale are comuna, atâtea, câte are cooperativa, atâtea. În cel mai rău caz vă dă proporțional cu numărul de animale al dumneavoastră. Fermierii au pus întrebări invitaților pentru a se lămuri despre cum se pot obține aceste fonduri suplimentare și au scos în evidență o serie de greutăți pe care le întâmpină în activitatea de zi cu zi.